Clujul a adunat printre cele mai multe semnături pentru inițiativa cetățenească Oameni Noi în Politică, demarată la începutul lunii septembrie. Peste 5.000 de semnături s-au strâns deja în București, care este pe locul întâi, urmat de Brașov cu peste 3.000 de semnături. Foarte aproape de Brașov este Clujul, care a adunat deja 2.600 de susținători. La coada clasamentului se află Harghita cu doar 6 semnături, urmată de Giurgiu și Călăraș cu 14, respectiv 15 semnături pe listă. Această inițiativă diferă față de recent încheiata campanie Fără Penali în Funcții Publice. În primul rând, Fără Penali a fost o inițiativă, ambele sunt inițiative cetățenești, pornite de cetățeni ca noi, dar Fără Penali a dorit să aducă îmbunătățiri Constituției, pe când asta dorește doar să aducă modificări legilor electorale. Printre modificările propuse se află votul pe liste deschise, dar și implementarea a două tururi de scrutin la alegerile locale. Eu mi-aș dori să văd oameni noi în politică, în special tineri, și mi-aș dori un pic schimbată legea asta electorală, adică aș vrea să văd două tururi de scrutin, pentru că, din păcate, cetățenii nu știu exact pe cine aleg, votează fără să aibă un reprezentant, probabil aleg un partid și o listă pe care nici măcar nu o cunosc. În primul rând, cred că este necesar pentru o nouă clasă politică, mult mai tânără, cu o altă inițiativă, și în al doilea rând, de ce nu cei tineri să preia conducerea? Dacă targetul pentru inițiativa Fără Penali a fost de peste 1.000.000 de semnături, de data aceasta inițiatorii și-au propus să strângă 150.000 de susținători. Inițiatorii doresc să finalizeze acțiunea în câteva luni. Până acum, în întreaga țară, s-au strâns puțin peste 30.000 de semnături.